numesc Marina Bibac și fac parte din departamentul de analiză în cadrul Magister Software. Iar în cadrul acestei ediții de astăzi a Școlii de Vară vă voi prezenta o parte din noutățile introduse în platforma SmartCash GMS. Primul subiect propus pe tematică este integrarea e-commerce. Platforma dezvoltată de Magister Software, respectiv SmartCash e-commerce framework, conține o suită de module și de componente software care permit site-urilor e-commerce dezvoltate pe framework-ul nostru să rivalizeze cu orice platformă e-commerce a momentului. SmartCash e-commerce framework este o platformă care realizează practic interfațarea între aplicațiile SmartCash RMS și site-ul online, care este hostat în cloud. Acest modul nu are nicio legătură cu interfațarea API, care a rămas în continuare și este disponibilă dezvoltatorilor de platforme web sau, mă rog, alte aplicații terțe care vor să se integreze cu Magister Software. Așa cum am precizat anterior, platforma SmartCash e-commerce conține o suită de componente care asigură practic transferul automat al datelor introduse în SmartCash Headquarter, adică în centrala de magazine pentru cei care încă nu s-au acomodat cu acești termeni, până la magazinul online. Tocmai de aceea, e-commerce framework este o completare firească a platformei noastre software, SmartCash RMS, aceasta asigurând în continuare toate funcționalitățile logistice și operaționale cu care deja v-ați obișnuit. Colegii noștri de la online, împreună cu cei dintre dumneavoastră care își doresc o astfel de interfațare, veți hotărî împreună, până la cel mai mic amănunt, modul în care vă doriți să fie vizualizat site-ul online. Layout-uri, vizualizarea site-ului pe tablete și telefoane mobile, filtre și așa mai departe. Bineînțeles că oferim și, mă rog, un avantaj, da? Pentru cei care doresc implementarea SmartCash e-commerce framework este și oferirea serviciului de suport tehnic autorizat. O să începem în primul rând, o să încerc să fac un screen share, să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă este vizibil. Două secunde. Să-mi scrieți mesaj, vă rog, dacă vedeți ecranul și, bineînțeles, e ok. Bun. Deci, pe această pagină vedeți un magazin demonstrativ, da, pe care puteți și dumneavoastră, dacă doriți, să cereți să testați. Este un magazin, o pagină web dezvoltată, da? Iar în a doua pagină avem partea de administrare a site-ului. În primul rând, în partea de administrare a site-ului, după cum puteți observa, la meniul produse avem importat automat, pentru că toate informațiile, așa cum am spus, din centrala de magazine sunt importate automat din aplicațiile noastre în pagina de website. Pe lângă produse, da, sunt transmise automat informațiile referitoare la clienți, la categoriile de marfă, la atributele articolelor și în permanență au loc schimburi de informații la o anumită perioadă între platforma, între site-ul online și aplicația SmartCash Shop. Bun, din partea din interfața de administrare a site-ului putem vizualiza articolele care au fost importate, stocul, pentru că putem alege, de exemplu, să avem stocul să fie importat din mai multe magazine sau dintr-un anumit magazin, prețul de vânzare care va fi afișat clientului nostru final. Toate produsele care vin din SmartCash Shop
sunt aduse în site sub formă de ciornă, urmând ca un operator care este dedicat pentru adăugare de fotografii sau informații de prelucrare a fiecărui articol în funcție de cum dorește ca acesta să fie afișat în site, va trebui să publice articolul respectiv. Bineînțeles că toate aceste caracteristici, informații, modul de afișare, veți avea suport din partea noastră și cu siguranță împreună se vor lua deciziile cele mai bune pentru a avea partea de afișare cât mai bună și partea de marketing și feedback-uri și tot ce ține de aceste magazine online. Pe lângă produse, bineînțeles că sunt importate și categoriile care practic sunt clasificările noastre din aplicația SmartCash Shop, da, care au fost hotărâte și setate în centrala de magazine, dar și atributele. Pe lângă aceste moduluri se pot face analize pe produse, de venituri, comenzi, da? Deci avem și o parte de analize astfel încât să putem lua deciziile cele mai bune în ceea ce privește activitatea pe pagina online. Bun. Pagina pe care o vizualizează clientul, v-am spus în anterior, acesta este doar un site demonstrativ, dar nu este prelucrat în amănunt și așa mai departe. Clientul care se loghează va ajunge în SmartCash RMS cu datele actualizate pe care și le va introduce în cadrul site-ului. Asta nu înseamnă că dacă un client care nu dorește să-și facă user și parolă pe pagina de website, nu va putea transmite o comandă către aplicație. Ba da, el poate, numai că acesta va ajunge cu denumirea de guest, deci numele clientului va fi guest. Bun, haideți să vedem, să facem o comandă. Clasificarea principală la noi în cazul acesta este pantaloni, da? Să luăm ca exemplu o rețea de textile, da? Și să spunem că clientul dorește să comandă două produse. Bun, a adăugat în coș produsele respective. Următorul pas, pur și simplu, poate să apese finalizare dacă nu mai comandă. În partea de finalizare a comenzii sunt câmpurile obligatorii marcate cu steluță, da? Nume, prenume, adresă, număr de telefon, cod poștal. Bun, după care trebuie să-și aleagă forma de plată și forma de... se pot adăuga diverse forme de plată, da? Și modul în care dorește să-i se livreze comanda. După care apasă butonul plasează comandă. Bun. În acest moment, clientul nostru va primi un e-mail pentru faptul că a făcut această comandă pe pagina asta, pe pagina noastră web. Și noi, de asemenea, vom primi un e-mail automat prin care vom fi anunțați că o nouă comandă a fost plasată de către clienți. Haideți să vedem împreună, în primul rând, care sunt principalele condiții care trebuie respectate astfel încât aplicația noastră să funcționeze automat cu SmartCash și e-commerce framework. În primul rând, în centrala de magazine va trebui să decidem trei criterii de clasificare. Aceste criterii de clasificare pe care, așa cum știți în program, nomenclatoare, clase de produse, da? Aceste criterii de clasificare, cele trei, va trebui să le gândim astfel încât să știm că în pagina de site, de website, în pagina noastră, magazinul online,
ele vor fi afișate ca și categorie principală, dacă avem aici alimentare, de exemplu, următoarea clasă fiind categoria secundară, da? Deci avem maxim trei nivele care pot fi afișate. În funcție de acest lucru vom decide, în general, se transmit automat clasificarea 1, 2 și 3. De exemplu, dacă la clasa 1 îi spunem categorie principală, nu știu, să spunem că avem la categorie principală bărbați, femei, copii și unisex, da? Următoarea categorie ar fi categoria secundară, da? Care ar însemna îmbrăcăminte, încălțăminte, genți și așa mai departe, da? Și ultima subcategorie care ar fi nivelul 3 de clasificare, filtrul cu numărul 3 în pagina website. Așa cum știți, clasele de produse pot fi doar 10 la număr, dar subcategoriile fiecărei clase pot fi nenumărate. Bun, poate fi în funcție de fiecare rețea în parte, poate fi brand, da? Sau pot fi, mă rog, diverse criterii în funcție de prioritatea fiecărei rețele în parte. De exemplu, o rețea pentru rețelele care au ca domeniu de activitate încălțămintea și nu numai, sunt situații în care varianții unui articol sunt foarte importante, important să apară pe pagina magazinului online. Tocmai de aceea am dezvoltat în acest an și introducerea atributelor și produselor. Da, ca să luăm un exemplu, Adidas, și da, avem un model de Adidas, dar el ca și atribut, da, are mai multe culori și mai multe mărimi, chiar dacă este același model de Adidas. Tocmai de aceea am introdus nomenclatoare atribute produse, da? Ca și număr de atribute putem introduce un număr nelimitat, dar la fiecare atribut, da, trebuie să scriem termenii care fac parte din atributul selectat. În cazul meu, mărime, da, medium, large, îi dăm OK. În cazul culorilor, da, putem adăuga culorile, bineînțeles, apăsând pe plus. Hai să spunem și verde. Fiecare atribut poate avea și un cod opțional. După ce am adăugat toate atributele și toți termenii fiecărui atribut, atunci vom putea genera varianți pentru fiecare articol. După cum vedeți, bineînțeles, sunt într-o centrală de magazine, da, pentru a afișa, s-a introdus o nouă coloană tip articol. Pentru a afișa această coloană, bineînțeles, clic dreapta pe mouse, afișare coloane, și putem bifa tip articol, astfel încât vom avea semnalizat cu pictogram albastră sunt produsele standard, adică cele care le-am avut până acum. Mergem pe tabul promoții e-commerce, da? Și după cum vedeți, avem aici un articol standard, adică sunt cele care nu conțin varianți. Bun. În cazul unui produs generic, produsul generic este Adidasul ca atare, modelul respectiv de Adidas. Pictograma este cu steluță, da? Iar varianții care i-am creat pentru acest Adidas, da, sunt marcate cu piramidă. Bun. Da, haideți să vedem în cazul în care dorim să adăugăm un astfel de articol generic și varianții acestuia. În primul rând, articolul generic va trebui să fie stocabil, da, să fie bucată, pentru că o să observați că toți varianții care vor fi
generate articolului generic, își vor prelua toate caracteristicile produsului generic. Bun, să presupunem că acest produs este standard, eu îmi doresc să devină produs generic. Și după cum observați, în momentul în care am pus că este articol generic, va trebui în partea de jos să selectăm atributele care vor fi obligatorii pentru varianții acestui produs. Se va putea selecta mărime și culoare și consider că sunt termeni obligatorii pentru varianții acestui produs. Adică toți varianții vor trebui să aibă neapărat mărime și culoare. Toate aceste informații se duc în site. Tocmai de aceea este foarte important să fim atenți la modul în care creăm atât produsele generice cât și varianții. Bun, momentul în care dăm OK, vedem că s-a schimbat pictograma, el a devenit un produs generic, da? Și să vedem cum adăugăm varianțe. Apăsăm pe butonul varianțe articol. Spunem că dorim să generăm combinații, iar în momentul acesta va trebui să spunem să bifăm în funcție de ce culori avem, să bifăm culorile respective. Să spunem că am primit pe factură doar culoarea alb, albastru și roșu. Mergem înainte și avem doar măsura M. Înainte. În momentul acesta ne afișează produsele care vor fi create automat în nomenclatorul de produse cu varianții, cu termenii pe care i-am ales și spunem că dorim să salveze combinațiile selectate. Da? Iar în acest moment, când dăm ieșire, observăm că aceste produse au fost adăugate în nomenclator. Iar în cadrul denumirii articolului ne-a fost adăugată automat culoarea și mărimea pe care noi le avem ca și varianta al acestui articol. Ce este iarăși foarte important este faptul că în momentul în care noi creăm acest articol generic, avem politica de preț. Politica de preț care poate fi stabilită de articolul generic sau politică comercială independentă de articolul generic. Asta ce înseamnă? Dacă noi zicem ca politica comercială stabilită de articolul generic să fie preluată pentru toți varianții, atunci orice modificare a produsului, modificare de preț, da? Modificată pe articolul generic, va fi preluată automat și de către varianți. În cazul în care alegem politică comercială independentă de articolul generic, atunci, să spunem că, de exemplu, avem produse care, pentru culoarea roșie, dorim să vindem mai mult, cu un preț mai mare, da? Sau pentru anumiți varianți, faptul că este o mărime diferită sau faptul că are o culoare mai specială, dorim să vindem la alt preț decât articolul generic. Da? În cazul acesta vom alege politică comercială independentă de articolul generic. Bun, haideți să îi dăm OK și să vedem situația aceasta cu politica comercială impusă de articolul generic, da? În cazul în care, în loc de 375 cazul nostru, să spunem că avem 400 de lei. Îi dăm OK și, după cum vedeți, două secunde, l-am schimbat. Probabil că am lăsat pe independent în mai puțin. Stabilită de articolul generic. Ok. Numai puțin.
Bun. Un alt lucru important referitor la crearea site-ului online este crearea unei liste alternative, astfel încât în cazul în care pe site nu dorim să afișăm toate produsele, da, sau nu dorim să fie aceleași prețuri ca în magazine, este foarte important să creăm o listă alternativă, astfel încât să putem avea politică comercială diferită afișată pe site. Bun, toate articolele delistate din lista respectivă, da, din lista de online, uitați că aici modificați, ok, toate articolele care sunt delistate vor fi practic șterse automat din pagina noastră, din magazinul online. Bun. Haideți să vedem comanda noastră care am plasat-o pe site, unde o putem vizualiza. În logistică, în dispecerat, ordine de livrare. Acest modul este creat de câțiva ani de zile, dar noutatea pe care o avem este procesul automat, care transformă ordinul meu de livrare ajuns din pagina website, din magazin, este de fapt transpusă într-un document intern, în comandă de livrare internă. Deci, înainte, operatorul practic își alegea comanda venită de pe site și apăsa pe butonul generează comandă de livrare în lucru. Acest lucru nu mai este valabil, dar cu ajutorul proceselor automate aflate în logistică. Avem procesul automat. 2 secunde. Da? Avem unul din procese automate care se numește executare sarcini înlănțuite. Haideți să descriem un pic acest proces automat, ce face el. În primul rând, aplicația responsabilă este Smart Cash Links, care lucrează în fundal ca serviciu de Windows. Putem să îi spunem din câte în câte minute dorim ca acest task să ruleze, iar apăsând pe butonul Parametrizare sarcini înlănțuite, va trebui să bifăm sau să setăm următorii parametri. Prima sarcină ar fi generare comenzi livrare prin import de ordin de livrare. Adică noi în dispecerat putem vizualiza comanda respectivă, da? Dar cu ajutorul acestei sarcini, aplicația rulează și practic ne deschide o comandă internă aferentă ordinului de livrare. Avem de parametrizat procesează ordinele de livrare provenite de la aplicațiile cu ID-urile, iar în acest caz va trebui să-i dăm ID-ul de aplicație aferent site-ului nostru online. Procesează ordinele de livrare pentru magazinele următoare, da? În cazul în care dorim doar pentru anumite magazine să fie procesate aceste ordine de livrare și în situația în care, nu știu, să spunem, următoarele două sarcini sunt pentru preluarea, să spunem, comenzilor nu venite din site-ul nostru online, ci venite din aplicații terțe, gen cum este Task, că se dă comandă și să se ducă comanda noastră într-o comandă în așteptare, care apoi poate fi încasată automat prin aplicația Smart Cash Post. Eu mă voi opri la primele două, astfel încât să mergem pe cele exemplificate. Următorul pas este emiterea comenzii de livrare importate din ordinul de livrare. În funcție de fiecare client în parte își va alege această opțiune sau nu, deoarece
În cazul în care, de exemplu, primim o comandă din site cu 10 bucăți, da, dintr-un produs pe care, să spunem că între timp nu mai avem cum să îl furnizăm clientului, nu ne-am dorit să se emită și comanda, da? Pentru că am dorit, de exemplu, să luăm legătura cu clientul și să modificăm această comandă. Mai este și varianta în care, după ce generăm comanda, după ce se generează automat comanda de livrare, aceasta să se listeze, un operator se duce în depozit, scanează produsele, vede ce are disponibil și face coletul pentru client. După care, în funcție de cantitatea pe care a găsit-o în depozit și produsele pe care le-a găsit, abia apoi să emită operatorul manual această comandă. Deci, în funcție de fiecare, cum își dorește, se setează aceste sarcini, se setează aceste sarcini înlănțuite. Următoarea sarcină pe care o putem seta este și generarea vânzării cu ridicata pentru comenzile de livrare emise. Adică, în momentul în care comanda a fost emisă, aplicația să și genereze o factură de vânzare cu ridicata pentru aceste comenzi. Bineînțeles, avem și posibilitatea de emitere facturi generate pe baza comenzii. Practic, noi dacă am avea setate toate aceste sarcini, din momentul în care clientul nostru pe magazinul online ne-a plasat o comandă, după câteva minute avem facturile deja printate, tipărite și pe care le putem pune în cole și transmise. Da? Deci timpii, într-un timp foarte, foarte rapid și practic, da? Și operatorii nu mai au atât de muncă. Următoarele sarcini pe care le avem sunt generarea avize pentru comenzi de livrare emise și emiterea avize generate pe bază de comenzi de livrare. Aceste două sarcini sunt valabile în cazul în care noi primim dintr-o aplicație terță de eventual o comandă de la un alt magazin și dorim ca depozitul central, să spunem, da, și dorim ca comenzile care ne-au ajuns să fie transmise automat către gestiunea care ne-a cerut mărfurile respective. Mai departe o să vedeți că pentru fiecare comandă emisă sau factură putem genera AVB-uri. AVB-uri care se transmit automat către curier. Da? Astfel, pentru aceste sarcini, în cazul în care comanda conține și ID-ul curierului respectiv, putem seta și generarea AVB pentru facturi sau pentru avize ori pentru bonuri fiscale emise. Bun, și transmitere comandă de ridicare la curier pentru AVB-urile generate. Ultima sarcină din acest proces automat este actualizare stări ordine de livrare facturate pentru actualizare asincronă grupată. Bun. Ce face această sarcină? Actualizează în mod automat orice modificare care a fost efectuată asupra comenzii de înaintate de către clientul nostru. Adică, practic, trece de la... Haideți să vedem, îi dăm OK. Bun. Dacă mergem în dispecerat, observăm că orice comandă care ne vine din site o să fie în stare în așteptare și procesabil. Da? Acestea deocamdată nu au o comandă internă, adică nu au o comandă internă de livrare emisă, pe când celelalte care au fost deja prelucrate au trecut în statusul în lucru colectare finalizată. Toate aceste statusuri, cu ajutorul acelui proces automat de modificare a statusurilor,
sunt transmise automat și către site, iar la fiecare modificare a acestor stări, clientul nostru primește un e-mail automat în care este anunțat că comanda este în lucru, că a fost transmisă curierului și așa mai departe. Bun. În operații, în comenzi de livrare, haideți să-i dăm până la data de astăzi. O să avem toate comenzile interne, da, pentru fiecare status în parte. Statusul deschis, în cazul nostru nu avem. Statusul emis, în panelul din partea dreaptă avem numărul fiecărei comenzi interne. Da, iată, avem și comanda noastră pe care am emis-o mai devreme din site. Da, procesul automat a prelucrat comanda și a adus-o în statusul emis. Bun. După care putem vizualiza și comenzile închise în cazul în care acestea există, în cazul în care au fost facturate. Bineînțeles că putem căuta și după un număr de comandă, da, și este afișat comanda respectivă. Bun, tot ca noutate, haideți să vedem dacă în această bază avem informații. În cazul în care s-a emis o factură către clientul nostru cu o comandă, putem odată cu factura fiscală să tipărim și formular de retur. Formularul de retur care conține, bineînțeles, datele de furnizor, numele clientului nostru care a înaintat comanda. Haideți să mă resc un pic să vedem. În cazul meu nu am ales o factură emisă în cazul unei comenzi externe, dar ne va apărea aici numărul de comandă, data comenzii, după aceea informații, da, despre cum faci un retur, condiții de retur. Toată această parte este editabilă, adică fiecare dintre dumneavoastră o poate rescrie cum își dorește, da? Iar clientul trebuie să ne lase practic un cod IBAN, titularul de cont, cât și să-și aleagă codul de retur, cantitatea pe care o returnează. Toate aceste informații, bineînțeles, sunt luate automat din factura pe care noi am emis-o. Bun. Așa cum vă spuneam mai devreme, un alt modul care a fost introdus se numește expediții și confirmări de plată. În acest modul, bineînțeles, ne alegem perioada de referință, selectăm documentele pentru care dorim să emitem AVB, comenzi de livrare, vânzări cu ridicata, da? Pentru că emiterea AVB-ului nu poate avea loc în orice moment, adică nu suntem constrânși ca acea comandă să fie facturată pentru a emite AVB. Da? Putem, de exemplu, să ne alegem și transferuri între rețea, în cazul în care din depozitul nostru, de exemplu, pleacă o marfă către un magazin de-al nostru din rețea și dorim să-l trimitem prin curier. Bun, în momentul în care dăm actualizare, or să ne fie aduse din baza de date toate documentele pentru perioada pe care noi am ales-o. În funcție de fiecare client în parte, haideți să intrăm un pic în partea de administrare aplicației, pentru că aș dori să vă arăt faptul că pentru fiecare dintre dumneavoastră trebuie să aveți încheiat un contract cu curierii respectivi. Sunt câteva setări de făcut. În primul rând va trebui să aveți
un cod de client. Haideți să vedem împreună. Da, interfața firme curier este meniul în care trebuie să efectuăm aceste setări, da? Locație, fișier AVB, deci toate AVB-urile care se vor genera le putem configura astfel încât să fie salvate într-un anumit director local. Iar fiecare curier în parte, după cum vedeți, va trebui să ne dea serverul API, utilizatorul care va fi apelat acest server API, parolă, ID client și tot de aici ne putem alege formatul în care dorim să fie printat AVB-ul A4, A5, A6. Da, deci pentru fiecare din curieri care noi deja avem o interfațare, respectiv fan curier, SendDate, Cargus, DPD și GLS. În cazul în care și alți curieri, bineînțeles că noi vom putea integra prin dezvoltare. Bun. Haideți să ieșim de aici. Și să vedem modul în care putem emite astfel de AVB-uri. În cazul în care ne alegem documentul de astăzi, să spunem da, va trebui să edităm informațiile de expediție. În primul rând să alegem curierul cu care dorim să fie trimis coletul respectiv. Fiecare curier în parte are mai multe tipuri de servicii. Va trebui în funcție de contractul pe care îl avem cu aceștia să selectăm și tipul de serviciu. Bun, după ce am ales curierul și tipul de serviciu, ne vom selecta tipul de colet, dacă este pachet, plic și așa mai departe, plata transportului, cine o face, expeditorul sau destinatarul. În cazul în care dorim să trecem greutatea coletului, lungimea, lățimea și așa mai departe. Ele pot fi trecute, mă rog, și sunt transmise mai departe către curier, dar știm foarte bine că oricum cel care vine să ridice coletul și va verifica aceste greutăți și dimensiuni. Valoarea rambursului, după cum vedeți, o ia automat din ordinul meu, din comanda pe care am primit-o pe online. Bun. Îi putem da OK. Următorul pas este în cazul în care vedeți că ne-a apărut aici curierul, fan curier, tip serviciu și toate informațiile pe care le-am adăugat anterior. Au fost preluate și toate datele clientului meu care mi-a emis comanda în site. În cazul în care clientul ne sună și ne spune aș dori modificarea adresei de livrare, da, sau anumite informații, putem apăsa pe modifica adresa de livrare și să completăm cu noile date care ni le-a transmis clientul nostru telefonic. Bun. După ce apăsăm OK, putem apăsa butonul generare AVB. În momentul acesta puteți observa că n-a fost alocat un număr de AVB pe care, bineînțeles, îl putem și lista. Bun. El este și salvat, dar îl putem și vizualiza și lista în momentul în care, l-am emis. Bineînțeles, toată această interfață, de exemplu, pentru anumiți curieri, da, cum avem, de exemplu, fan curierul, putem selecta mai multe AVB-uri și să apăsăm pe chemare curier, astfel încât bineînțeles, aici suntem anunțați de către aplicație că funcția de chemare curier este disponibilă doar pentru farin curier, DPD și urgent cargus. Dar dacă am selecta alți curier, funcția nu este disponibilă. Apăsăm OK, după care să ne selectăm curierul.
să îi indicăm ora curierului, când dorim să vină să ridice coletul respectiv și când data la care dorim să fie ridicate, plus observații în cazul în care dorim să îi lăsăm anumite observații curierului înainte să vină la noi. Bun. Deci toate aceste informații comunică automat cu curierul. În cazul în care dorim ca toate aceste informații să fie grupate după un anumit criteriu, este de ajuns să apăsăm pe coloana care ne interesează și să o tragem sus, după care să vizualizăm informațiile după criteriul pe care l-am, după criteriul care l-am selectat. De asemenea, putem genera AVB-uri sau putem modifica anumite informații prin selecție multiplă, da? Selectăm documentele care ne interesează și putem genera AVB pentru toate cele selectate, bineînțeles, asta după ce am editat informațiile de expediție la fiecare în parte. Aș dori să-mi spuneți dacă aveți întrebări până la momentul acesta. Vă ascult. Abia acum m-am săptămânat. M-auziți? Aveți întrebări? Puteți da în mod la microfon dacă este sau să-mi lăsați mesaj când vă este mai ușor. Ok. Bun, în situația aceasta o să mergem mai departe, pe parte de programare a proceselor automate, o să tot revin la acest meniu de procese automate, pentru că ele au legătură cu mai multe operații care pot fi făcute, efectuate din aplicațiile noastre. Haideți să intrăm într-o altă bază de date. Bun, și să vedem la automatizare procese ce alte procese putem crea. Unul din procesele automate este efectuare de raport Z, deci în legătură cu aplicația de vânzare, cu Smart Cash Post. Sunt rețele de magazine care într-o locație, de exemplu, au mai multe, da, un hipermarket, cum este cazul nostru aici de față, da, avem mai multe puncte de vânzare. Noi putem selecta data, ora la care să se efectueze, de exemplu, pentru fiecare post în parte să se emită Z-ul. Da? Deci putem spune la ce număr de post dorim să se efectueze raportul Z, aplicația care se ocupă responsabilă cu efectuarea acestui proces automat și îi spunem ora la care să se emită automat raportul Z. Da? Deci, practic, operatorul meu, casierul meu, după ce a efectuat vânzările, iese din aplicația, se deloghează, dar lasă aplicația post și calculatorul, bineînțeles, deschise. Dar, iar când va rula acest proces automat la ora 21:10 în cazul nostru, va ieși raportul Z automat. Următorul proces automat este de preluare, de închidere a postului, da, deci de preluare a vânzărilor după efectuarea Z-ului, care de asemenea, da, îi setăm ora la care să înceapă închiderea posturilor, preluarea vânzărilor. Bun. Ulterior, bineînțeles că vom avea procesul automat de descărcare de stoc cu post. Descărcarea se va face automat. Deci, practic, toate aceste operații pe care operatorul nostru le făcea manual după emiterea raportului Z la imprimanta fiscală, acum pot fi efectuate cu ajutorul acestor procese automate, fără să mai intervină operatorul.
Bun, o să trecem la următorul punct, automatizarea comenzilor de aprovizionare. Nu, haideți să luăm managementul promoțiilor. Pe listă este promoțiile pe articol. Promoțiile pe articol, în cazul în care suntem într-o centrală de magazine, putem stabili promoțiile care să aibă loc. 2 secunde să intrăm într-o centrală de magazine. Perfect. Bun. Deci a fost introdus, cum ați văzut anterior, a fost introdus un nou tab, promoții și e-commerce. 2 secunde. Ok, aici suntem într-o centrală de magazine. Deci în momentul în care, așa cum bine știți, avem mai multe clasere de produse, este foarte important că atunci când dorim să modificăm un anumit cluster, da, un anumit catalog alternativ, este foarte important ca în centrala de magazine să ne alegem clusterul pe care dorim să facem modificarea. Bineînțeles, așa cum știți, în catalogul general sunt prețurile valabile pentru toate, iar în clustere, da, în catalogele alternative, vom seta doar ceea ce este diferit față de catalogul general. Bun. Pentru fiecare, în cazul în care mergem pe catalogul general, da, la fiecare articol în parte, dacă mergem pe tabul de promoții și e-commerce, până anul trecut aveam discountul care este stabilit din back office, da, să spunem că 10%, cantitatea pentru aplicare, discount, să spunem că pentru o cantitate minimă de 3 bucăți. Acum ce a fost introdus nou este metoda de aplicare. De aici va trebui să ne alegem tipul de promoție, dar metoda de aplicare a acestei promoții. În cazul în care punem aplică discountul indiferent de cantitatea cumpărată, în cazul acesta se va aplica discountul de 10%, iar aici va trebui să lăsăm cantitate 0, pentru că practic nu își are sensul să trecem o cantitate. Bun, în cazul în care dorim să se aplice discountul începând cu cantitatea minimă cumpărată, atunci noi va trebui pe lângă discount să trecem și cantitatea de la care minim cumpărată de client pentru care se va aplica discountul de 10%. Deci dacă a cumpărat 2 bucăți, nu va avea discount. Dacă cumpără 3 bucăți, va avea un discount de 10% pentru toate cele 3 și următoarele, da? Deci ce atinge pragul de 3 va avea discount de 10%. Iar ultima promoție care a fost introdusă este aplică discountul pentru multipli de cantitate minimă cumpărată. În situația aceasta, practic este promoția din X în X, cum îi spunem cu toții. Da? Deci dacă cumpără 2 bucăți, nu îi se aplică discountul. Dacă cumpără 3 bucăți, pentru toate cele 3 se aplică discount de 10%. Dacă cumpără 5 bucăți, pentru 3 are 10% și pentru 2 bucăți nu are discount deloc. În momentul în care atinge următorul prag, adică 6, atunci va avea pentru toate cele 6 bucăți discountul de 10%. Aceste tipuri de promoții sunt transmise și către e-commerce framework. Da, Smart Cash e-commerce framework, da, se duc în magazinul online. Tot în cadrul acestui tab, avem posibilitatea de a seta articolul ca având restricții de comercializare, da? Deci comercializare liberă fără restricții pentru toate produsele care pot fi și pentru cei care nu au încă 18 ani, da? Sau putem seta comercializare interzisă persoanelor sub 18 ani, da? În cazul țigărilor și alcoolului și așa mai departe. Bun, aceste funcții au fost introduse odată cu
dezvoltarea efectuată pentru fosul ECO, da? Self-checkout. Bineînțeles că tot în centrala de magazine putem introduce greutatea și dimensiunile produsului. Ce greutate are, lungime, lățime, înălțime. Pentru EcoPos, cântarul este subiectul acestei ediții a școlii de vară, dar aș vrea să spun câteva cuvinte. Cântarul care este, face parte integrantă a postului self-checkout, învață toate aceste greutăți și le transmite direct în centrala de magazine, astfel încât dacă utilizăm un astfel de sistem, vom avea și informații care sunt adăugate automat în interfață. Bun, și ultima parte, produse generice și variații, este partea pe care v-am arătat-o la începutul sesiunii, da, articol standard, articol generic și variația unui articol generic. Ok, haideți să dăm abandon. Acum o să trecem pe partea de prețuri planificate. Prețurile planificate, după setările pe care va trebui să le efectuăm în partea de administrare a aplicației Smart Cash HQ, da? Deci în centrala de magazine, pentru că toate aceste prețuri planificate se hotărăsc în, se setează în centrala de magazine. Vom avea disponibil acest buton de prețuri planificate, meniul de prețuri planificate. Prețurile planificate sau, cum se mai spun, prețul de revistă. Da? Decidem pentru săptămâna viitoare că o sumă de produse vor avea un alt preț. Prețurile planificate se adaugă, apăsăm butonul adaugă, va trebui să selectăm catalogul la care dorim să se efectueze această modificare de preț. Va trebui să-i spunem data la care să înceapă, data întotdeauna va fi în viitor, deci niciodată nu voi putea face un preț planificat pentru astăzi. Da? Va fi întotdeauna dată curentă plus 1 cel puțin. Ele intră în vigoare începând cu ora 12 noaptea, da? Deci la ora 000 o să intre aceste nouă prețuri, o să fie aplicate, practic, noile prețuri din catalog. După ce i-am dat data de început, va trebui să selectăm și data de expirare când dorim să se revină la prețul inițial. Adică noi dacă punem aici, avem în momentul de față prețul de 49,59 și îmi doresc ca de mâine să fie 50 de lei, da? La data de expirare a prețului planificat, el va reveni la 49, cât era anterior. Putem, bineînțeles, utiliza calculator de preț de vânzare, care să aplice metodă de calcul fără nicio propunere, utilizează prețul de achiziție mediu real sau utilizează prețul de achiziție negociat, ori utilizează ultimul preț de achiziție istoric. După ce ne alegem modul în care să se efectueze această calcul, dacă alegeți achiziție istoric, trebuie să selectăm și furnizorul. Da? O să introducem prețul de achiziție, după care va trebui să selectăm adaosul sau marginea în funcție de ceea ce ne interesează. Dacă dorim să obținem o margine de 50% sau un adaos comercial de 50%, iar în urma calculului, dacă dorim ca rezultatul să fie rotunjit în multiplu în sus sau să se termine cu anumite cifre, da, sau se termine, de exemplu, în 0,99 și așa mai departe. Bun, după care ne va fi afișat prețul propus, îi dăm OK și astfel vom
vom ști exact că prețul calculat va obține marginea, de exemplu, dorită. Putem semnaliza că este un preț la ofertă, da? Îi putem seta discountul, cantitatea minimă discount, da? Sau putem seta, bineînțeles, și tipul de promoție, da? Dacă dorim să fie blocat la vânzare, exclus de la orice discount sau exclus de la comenzi de aprovizionare. Deci toate aceste caracteristici, atribute ale articolului, parte comercială, da? Este planificată și haideți să-i dăm OK. După cum vedeți, a fost inserată linia cu 14 până la 20, da? Cu toate specificațiile pe care le-am adăugat. Ne afișează operatorul care a adăugat această modificare, cât și data. Și în același timp a mai fost adăugată încă o linie, care practic aduce prețurile la nivelul anterior, 47,59. Deci în primul tab, în prețuri planificate, curente, avem tot ce este în momentul de față și în viitor. În prețuri planificate, arhivate, vom avea tot ce a fost în trecut, iar istoric, prețuri planificate, arhivate sunt cele șterse, scuze, și în aplicări prețuri planificate avem tot istoricul. Bineînțeles că și aici putem trage coloana ca să grupăm după anumite informații care ne interesează. În cazul în care dorim ca aceste prețuri planificate să fie importate în masă, adică nu dorim să luăm fiecare articol manual. Acest lucru este posibil utilizând meniul logistică, import prețuri planificate. Apăsăm pe butonul obține fișier matriță. Salvăm fișierul de matriță în locația în care ne dorim. Bine, noi l-avem deja salvat aici. Apăsăm save. Operație încheiată, îi dăm abandon și cu ajutorul acestui fișier putem importa mai multe prețuri planificate. Bun. Haideți să vă explic acum ce reprezintă fiecare coloană în parte. Codul operatorului, în cazul în care în această coloană nu trecem marca operatorului respectiv, știți că fiecare aplicație la utilizatori, fiecare operator are și un număr de marcă. Da, deci numărul acesta. În cazul în care numărul de marcă nu-l trecem în fișier, atunci importul va apărea pe numele celui care este logat și care a efectuat importul respectiv. Bun. Cod listă de preț. În cazul în care în această coloană nu este trecută nicio informație, atunci prețurile planificate vor fi introduse pe catalogul general. În cazul în care dorim să fie, sunt aferente unui catalog alternativ, atunci va fi necesar să trecem codul catalogului respectiv din nomenclatoare, cataloge alternative, da? Deci va trebui să trecem aceste coduri în funcție de clusterul la care ne le referim. Bun. Pe următoarea coloană, SKU, va trebui să trecem codul PLU sau codul de bare al produsului la care facem referință. Data start este data la care va începe prețul planificat. Data end este data la care va expira prețul respectiv. Prețul va fi noul preț pe care îl vom seta ofertă cu 0 sau 1, vom marca dacă este, vom semnaliza dacă este în ofertă sau nu. 0 nu va marca, 1 va fi în ofertă.
Discount, vom trece procentul discountului, cantitatea minimă discount, vom trece cantitatea minimă, type of discount, valorile care le poate avea această coloană sunt 0, 1 sau 2, exact în ordinea în care le avem și în masca de adăugare, respectiv discountul, indiferent de cantitate, este 0, discountul începând cu cantitate minimă cumpărată are valoare 1 și aplică discountul pentru multipli de cantitate minimă cumpărată are valoarea 2. Haideți să-i dăm abandon. Exclus de la discount are valoare 0 sau 1, da? 1 reprezentând că este exclus de la discount. Blocat la vânzare, bineînțeles, la fel are valoare 0 sau 1, 1 reprezentând că este blocat la vânzare. Exclus la comenzi, de asemenea, are valoare, poate avea valoare 0 sau 1, 1 reprezentând că este exclus de la comenzi. Iar șterge interval este în cazul în care, de exemplu, am făcut un import al unui astfel de tabel sau dorim până să intre în vigoare prețurile planificate, dorim să le ștergem. Atunci, în cadrul acestui fișier, vom trece valoarea 1. În cazul în care nu se trece nimic, atunci această coloană este ignorată. Da? Deci, presupunând că, pentru că aici or să pot interveni mai multe întrebări, una dintre ele este ce fac dacă rulez mai de mai multe ori același tabel fără să vreau. Nu se întâmplă nimic, pentru că atâta timp cât tabelul nu a fost modificat, el se rescrie, deci pur și simplu rescrie informațiile, ele fiind aceleași, nu are cu ce să altereze introducerea acelor prețuri planificate, da? Sau în cazul în care doresc, nu știu, am greșit tabelul, l-am importat și vreau să se șteargă acele prețuri, da, se trece în același tabel importat greșit valoarea 1. Văd că am câteva întrebări, îmi cer scuze, haideți să vedem pe partea de mesaje. Puteți să completați cu valorile necesare și să facem importul să vedem cum funcționează. Sigur că da, haideți să vedem. În cazul în care luăm, nu știu, haideți să luăm chiar produsul acesta. Da, putem, am spus că putem să luăm codul de bare sau putem să luăm codul PLU, nu contează, am spus codul de bare. O să-i dăm aici formatul. Numai puțin. Format cells, number, să punem fără zecimale ca să ne fie afișat. La cod operator nu o să pun nimic. Cod listă preț. Haideți să vedem pe ce listă de preț dorim. Doi, unu, zero, trei. Haideți să luăm pe primul. Data start am spus că trebuie să fie cel puțin data curentă plus 1, haideți să punem 15, scuze, 15.08.2021, data end spunem că este 20.08.2021, prețul, vedem ce preț avem. Mergem pe mini pentru că acesta l-am ales. Să-l punem 40 de lei. Ofertă, punem că este o ofertă, cu toate că noi am mărit prețul. Hai să punem 30 de lei. Că este în ofertă, după aceea punem un discount de 10, cantitate minimă discount 2, type of discount, ce vreți să ne alegem? Nu știu, hai să alegem type of discount să fie din multiplu de X. Exclus de la discount nu marcăm pentru că dorim să fie, blocat la vânzare nu dorim, exclus de la comenzi
putem să trecem unul, deci că nu vreau să primesc comenzi pe aceste, pe acest articol și șterge interval, bineînțeles că nu vom trece absolut, absolut nimic. Bun, ceea ce vreau să mai spun aici, în cazul în care este ceva neregulă cu acest fișier, veți vedea că aplicația ne va da mesaj. De exemplu, dacă greșim un cod de bare, aplicația va importa toate articolele care au codurile de bare corect, iar pentru cele care nu se regăsesc în catalog, ne va afișa un mesaj text în care ne spune că acel produs cu codul și ne va spune codul, nu a fost importat prețul planificat, deoarece nu există în catalog, astfel încât ulterior acestui import, cu acel fișier în care vom avea toate produsele care nu s-au regăsit, să hotărâm ce s-a întâmplat, adică ori corectăm codul de bare, ori într-adevăr operatorul nu le-a introdus în sistem și atunci normal că nefiind introduse în sistem nu are cum să se aplice un preț planificat. Bun, sau în cazul în care data, una din aceste date, nu au formatul corect, ne va spune că nu poate fi importat fișierul deoarece nu are data corectă, da? Sau în cazul în care există un produs care are un alt fel de dată. Ceea ce este de reținut, iarăși, este faptul că pentru fiecare produs, de exemplu, dacă eu acest produs îl am pe mai multe cataloage alternative, va trebui ca această linie, da, eu să o copiez și să o trec pentru fiecare catalog în parte. Dacă vreau și pe catalogul general, dacă vreau și în, nu știu, haideți să vedem și alte... Da, și aici să spunem că pe catalogul general voi lăsa 20 de lei aici, 19 lei și așa mai departe. Bun, după ce fac acest tabel, dăm X, doresc să salvez, da, după care vom intra în centrala de magazine, în logistică, în import prețuri planificate. Vom alege fișierul nostru Excel. Aici vom alege formatul datei, da, pe care l-am pus în fișier și apăsăm OK. După cum vedeți, îmi spune că 15.08.2021 este o dată validă, da? Astfel încât, așa cum v-am spus și mai devreme, revenim asupra fișierului nostru și trecem data corectă. Salvăm fișierul și reluăm importul. Tot nu vrea. Haideți să vedem ce ne convine la dată. O să trecem cu punctul X. Aici contează foarte mult și cum este setat Windows-ul, da, modul în care este sunt setate partea de regional settings. Haideți să punem și aici la fel. Da? Și în momentul de față sunt importate prețurile planificate pentru produsul pe care noi l-am ales.
Da, avem operație încheiată cu succes. Nu mai știu, parcă era ultimul acesta, da? Și să vedem și care este efectul. După cum vedeți, pentru fiecare catalog alternativ în parte, da, ne-a adus pe catalog general, de la data de 15 până la data de 20, prețul de 20 pe care noi l-am setat în tabelul respectiv, după care începând cu data de 21 nelimitat, da, avem 36,99, adică prețul pe care noi de fapt l-avem astăzi, da? Deci practic revine la prețul inițial. Da, ne-a aplicat reducerea de 10% pe care noi am trecut-o cu o cantitate minimă de discount de 2. Da? A trecut, a marcat că sunt excluse de la comenzi. Nu am trecut acolo niciun operator și apare operatorul cu care eu sunt logat acum, Magister Supervisor, iar la data ultimă modificare avem data și ora la care s-a efectuat importul. În cazul în care, de exemplu, noi venim acum în intervalul acesta de 15, între 15 și 20, venim cu alte prețuri planificate, da, să spunem că doresc între data de 16 și 18 preț de 15 lei, da, în momentul în care import aceste prețuri, se va mai adăuga se vor adăuga liniile, practic o să fie în felul următor: de la 15 până pe data de 16 prețul de 20, de la 16 până pe data de 18 prețul de 15 lei, după care de la 18 la 20 prețul de 20 și după data de 20 nelimitat. Deci cu orice interval funcționează, intervenim între aceste prețuri planificate, el întotdeauna se uită la intervalul respectiv și revine la prețul care a fost anterior. Bun, dacă mai aveți întrebări referitoare la prețurile planificate, ceea ce nu am spus, scuze, este faptul că toate aceste prețuri planificate se vor pune în aplicare doar cu ajutorul procesului automat, da, care trebuie setat, bineînțeles, în centrala de magazine. Acest proces se numește aplicare prețuri planificate, da, este o operație pe care o efectuează tot aplicația Smart Cash Links în fundal, da, deci fără intervenția operatorului. El verifică din X în X minute cât setăm noi, da, și bineînțeles un operator responsabil cu aceste prețuri planificate. Da, în momentul în care dăm OK, Links-ul verifică de fiecare dată dacă există prețuri planificate în centrală care vor trebui să fie puse în aplicare. Dacă vede că există intervale și prețuri planificate, atunci el va transmite aceste noi prețuri la data respectivă în magazine, astfel încât magazinele vor avea aceste noi prețuri planificate. Bun, aveți întrebări referitoare la prețurile planificate? Dacă nu, o să doresc să facem o pauză de 2 minute, după care o să trecem la următorul subiect. Ok, văd că nu primez mesaje că ar mai fi întrebări pe această temă. Revin în 2 minute. Mulțumesc!
Ok, am revenit. Îmi cer scuze pentru mica întrerupere. Bun. Deci, până acum am vorbit despre integrarea e-commerce, comerț de livrare, expediția VB, managementul promoțiilor pe articol, prețurile planificate și vom trece mai departe la prețurile negociate. Bun, prețurile negociate întotdeauna vor fi setate dintr-o centrală de magazine și sunt valabile pentru toată rețeaua de magazine. Bineînțeles că după setările care se fac în partea de administrare a aplicației Smart Cash HQ, cât și drepturile utilizatorilor, da, să se accepte modificarea și introducerea prețurilor planificate, va trebui să apăsăm pe butonul prețuri planificate la produsul pentru care dorim să se introducă un preț planificat. În situația de față văd că am ales un articol care nu are setat. Ia stați să vedem un articol care să aibă, ca să avem și un istoric. Nu le nimeresc acum. Ok. Aș fi dorit să avem și ceva informații. Haideți să ne alegem altă categorie. Bun. Deci, să notez acest articol, două secunde. Avem SK180906. Bun, deci după ce am apăsat pe butonul prețuri planificate, da, la fel ca și în cazul achiziții negociate, scuze, mergeam tot la planificate. Bun, apăsăm pe achiziții negociate. În cadrul acestui buton, da, în cadrul acestui modul, vom seta pentru fiecare, pentru toată rețeaua de magazine, da, care este prețul de achiziție negociat, preț pe care eu l-am negociat cu furnizorul meu sau cu furnizorii mei, pentru că pot avea la un articol, da, mai mulți furnizori. În principal, de obicei, prețul furnizorul este unul principal, ca să spun așa. Haideți să mergem un pic totuși la masca de articol, în fereastra de articol. În tabul informații suplimentare, da, la aprovizionare și recepție marfă, după cum vedeți, putem selecta un furnizor implicit. Da? În cazul acestui articol este Nestlé România. Bineînțeles că furnizorul putem selecta prin, așa cum știți, introducem cel puțin un caracter, ne alegem în funcție de caracterul trecut, dacă e nume, cod fiscal, cod furnizor și așa mai departe, apăsăm filtrează și în funcție de caracterele introduse este filtrat tot catalogul nostru de furnizori și ne sunt afișați furnizorii, după care selectăm furnizorul pe care noi hotărâm că este un furnizor implicit pentru acest articol. De ce este important, pentru ce este important stabilirea unui furnizor implicit? Pentru comenzile de aprovizionare automate. Este unul din subiectele acestei ediții. Avem mai mult, acum o să vă arăt ulterior, da? În comenzile de aprovizionare putem
selecta ca aprovizionarea să se facă pentru furnizorul meu Nestlé România, da, și atunci toate produsele care au trecut în aceste informații suplimentare că furnizorul implicit este Nestlé România, atunci comanda, da, de aprovizionare, de fapt propunerea comenzii de aprovizionare, va conține toate aceste articole, da, care au furnizorul selectat, pus la furnizor implicit, furnizorul pe care eu l-am selectat. Bun, putem trece stoc de atenționare, stoc optim sau exclus de la comenzi de aprovizionare și blocat de la recepție, da? Adică dacă la un moment dat noi dorim ca acest articol să nu mai vină prin comenzi de aprovizionare din rețeaua mea de magazine, vom pune această bifă astfel încât va fi exclus de la propunerile da, de pe OPL-uri, propunerile pentru o listă de aprovizionare. Bun, haideți să scoatem bifa. Deci după ce la articol selectăm furnizorul meu implicit, atunci următorul pas este ca să-l adaug la informații furnizor, da, să-l trec ca și adaug articol furnizor. De asemenea ne trecem furnizorul nostru Nestlé, cod articol furnizor, da, haideți să-l selectăm pe cel care este deja introdus. Bun, deci avem Nestlé România, avem codul articolului așa cum este la se află pe lista furnizorului, unitatea de ambalare furnizor, noi am trecut aici tot bucată, dar poate fi box și așa mai departe, rația de vânzare ambalare furnizor, 20 de bucăți, da, cantitate minimă comandată. Este o informație care ne va ajuta la comanda de aprovizionare ca să știm care este comanda minimă pe care o putem comanda, da? Și care este cantitatea, mă rog, pe palet, dacă este cazul, sau clasificări, dacă este cazul. Bun, haideți să-i dăm abandon aici și să revenim. Deci, în primul rând, la un articol trebuie să hotărâm care este furnizorul implicit, da, să îi spunem care este rația de aprovizionare, cantitatea minimă și de asemenea în catalogul de furnizor, tot în centrala de magazine, bineînțeles, haideți să facem fereastra mai mică. Căutăm după cod. Da? Deci în catalogul de furnizori avem posibilitatea la informații suplimentare să spunem câte zile scadență avem la facturi pentru acest furnizor. Dacă avem un discount implicit, în cazul acesta este de 4% față de prețul negociat de pe listă. Dacă furnizorul meu îmi cere o valoare minimă comandată, putem trece aici valoarea minimă pe comandă, da? Iar toate aceste informații o să vedem că ne vor ajuta la emiterea unei comenzi de aprovizionare. Bun, haideți să ieșim și din catalogul de furnizor și să trecem la prețul de achiziție negociat. Bun, la prețul de achiziție negociat, da, am spus că prin apăsarea butonului adaugă vom trece furnizorul implicit, în cazul acesta este Pescado, listă de preț furnizor, trecem prețul de furnizor, cât avem prețul de listă, reducerea, dacă avem o reducere, da, dacă ar fi fost Nestlé, aici ne-ar fi apărut 4%, cel care era în catalogul de furnizori. Dacă avem și un alt punct, procentul 2 de reducere sau procentul 3 de reducere, da? De exemplu, dacă aici avem un 4%, după aceea avem un 2% și aici să zicem că mai avem încă un 10%. Da, observăm că după fiecare reducere ne este recalculat prețul final cu care noi ne aprovizionăm de la furnizorul selectat.
Reducerea 1, 2 și 3 este aferent, este reducere la reducere, care, ca să spun așa, da? Deci ele nu se acumulează. Noi nu avem aici o reducere de 16%, da? Ci se aplică prima reducere, după care a doua reducere, după care a treia reducere și ne rezultă prețul final. Bun, două secunde, că mai avem utilizatori care își doresc să intre. Ok. Bun. După ce am setat acest preț negociat, da? Deci în primul tab, prețuri negociate curente, avem prețurile care sunt în prezent, da? Avem data de început 6 și data de expirare. În cazul acesta nu avem o dată de expirare, da? Dacă am adăuga, hai să spunem cu Nesle, bine, aici este destul de lungă lista, dar să spunem că avem un preț de 5 lei cu reducere. Vedeți că ne-a și introdus acea reducere, prima reducere pe care am avut-o în catalogul de furnizor. Data de început, bineînțeles, ca și la prețurile planificate, avem dată curentă plus 1 cel puțin, da, și dată expirare, să spunem că avem data de 31 august și dăm OK. Da, și după cum vedem, s-a adăugat în lista mea. La prețuri negociate arhivate, bineînțeles, nu am în cazul acesta, în cazul acestui articol, dar am avea acele prețuri care data de sfârșit s-a terminat, da? Am trecut de acel preț și practic s-a arhivat acel preț de achiziție negociat. Bineînțeles că dacă pentru un preț negociat care este deja în curs vrem să îl modificăm dată de început, dată de expirare, nu mai este posibil acest lucru, dar pentru un produs care, da, bă, că nici în cazul acesta m-am păpelit. Am crezut că putem modifica în cazul în care data de început nu s-a terminat. Putem reveni, da, cu un alt interval sau pur și simplu să schimbăm prețul sau să adăugăm reduceri în cazul în care prețul s-a schimbat. Bun, după ce am setat și acest preț negociat, atunci vom putea vorbi despre aceste comenzi de aprovizionare automate, pentru că tot ce v-am arătat anterior, da, respectiv furnizorul implicit, prețul negociat, aceste două criterii sunt foarte importante pentru a se realiza comanda de aprovizionare automată. Da? Deci dacă avem un produs care nu are furnizor implicit, atunci el bineînțeles că nu va fi băgat automat în lista, în OPL, în propunerea listei de aprovizionare, da? Sau la fel, dacă am un preț de achiziție negociat un articol care nu are un preț negociat valabil, de asemenea nu va fi introdus în automat în acea propunere de comandă de aprovizionare. Bun. Pentru comenzile de aprovizionare automate, va trebui să intrăm în meniul de aprovizionare, comenzi planificate și să stabilim un planificator de comenzi. Planificatorul de comenzi, putem vizualiza dacă există pentru un anumit furnizor în interfață, da, deci furnizorul selectat. Selectăm de sus furnizorul pe care dorim ca să putem să vizualizăm dacă există vreo planificare, dacă există deja introdus o planificare. Da, de exemplu, în cazul acestui furnizor avem în data în fiecare miercuri, da, între ora
4 și ora 12, zile de livrare o zi. Modifică comandă, da, putem modifica ora de livrare sau să spunem că vine după 2 zile de la lansarea, comenzii de aprovizionare. Tot pentru acest furnizor avem, de exemplu, vinerea, da? La fel, între 4 și 12 cu livrare la, la o zi de la emiterea comenzii de aprovizionare. Cum adăugăm o planificare nouă? Apăsăm butonul adăugare planificare, selectăm furnizorul pe care îl dorim din listă, la fel putem selecta după cost sau denumire în funcție de caracterele pe care le introducem, ne va fi propusă lista furnizorilor respectiv. Tip selecție articole pe planificator. Aici avem două tipuri, și anume planificator pentru articole selectate manual. Este opțiunea pe care, putea fi utilizată și până la introducerea comenzilor aprovizionare, adică nu ține cont de furnizorul implicit, ci operatorul adaugă produse din catalogul de produse, articole care să facă parte din comanda de aprovizionare. Sau a doua opțiune, furnizor planificator pentru articole aparținând de un furnizor implicit, da? Dacă selectăm această opțiune, practic este această comandă de aprovizionare automată. Așa cum v-am zis anterior, în situația de față, pentru toate produsele din catalogul general care au la furnizor implicit, în cazul meu Wafi Wine Shop, da? Și am trecut această setare, ne va fi propusă. Articolele practic se adaugă pe măsură ce este trecut acest furnizor la, articolele respective. După ce dăm OK, va trebui, bineînțeles, să selectăm zilele în care dorim ca aprovizionarea să se facă de la, de la acest furnizor. Să spunem că doresc ca OPL-ul, da, propunerea mea să se genereze în data de vineri, adaug comandă. Ora la care să se efectueze comanda automată, să zic că este ora 10 și ora de livrare o să fie ora 15 când o să vină furnizorul meu de obicei cu marfa și zile până la, să spun că sunt 3 zile până la livrare. Îi dăm OK și ieșire. Da, deci următorul pas a fost să creez un planificator nou pentru acest furnizor. Ce se întâmplă? În data, în fiecare vineri, da, la ora 10, procesul automat verifică toate produsele care conțin ca furnizor implicit acest furnizor AFI Wine Shop și vine cu o propunere de cantitate de aprovizionare. Această propunere, haideți să mergem un pic într-un în setările administrative ale aplicației, pentru că acolo va trebui să setăm împreună cu dumneavoastră cei care doriți să să folosiți acest modul de comenzi de aprovizionare automate. Va trebui să selectăm câțiva parametri, astfel încât aplicația să, să știe cantitatea pe care vă propune. Comenzi de aprovizionare, da, va trebui în primul rând să alegem o categorie principală, da, categoria principală care va fi, vedeți că scrie parametrii categoriei printare, da, deci în funcție de categoria pe care noi o setăm aici, practic, cu ajutorul aplicației Print Server, ca să înțelegeți finalitatea acestui proces, pe lângă faptul că vine cu o propunere, toate aceste propuneri
operatorul le găsește dimineața, să spunem, la imprimantă, fără să facă absolut nimic, da? Pentru că există print server care la fel are un proces automat în spate care spune, printează comenzile de OPL-urile, da? Propunerile de comenzi. Operatorul practic vine dimineața, ia de la imprimanta de documente toate aceste propuneri, se duce în magazin, verifică la raft și confirmă sau trece alte cantități cu pixul pe aceste foi, după care vine cu foile respective, cu cantitățile pe care le consideră că ar fi corecte pentru aprovizionare, iar în aplicație se introduc, se ajustează aceste cantități care au fost propuse. Ei bine, acești parametri de categorie printare, da, în funcție de fiecare rețea în parte, de exemplu, food nou nu sunt, sau de exemplu, pe departamente, ținând cont că am mai multe departamente și fiecare operator are cât un departament, da, dau să printeze după departament și responsabilul departamentului respectiv îi înmânez OPL-ul care îi aparține, da? Categorie secundară, dacă se dorește, și folder raportare PDF, acolo unde să fie salvate aceste propuneri pe calculator, pe o partiție sau, mă rog, într-un director pe care mi-l doresc. La categorie viteză de vânzare, bineînțeles că ne vom alege, de exemplu, food non-food, da? În cazul în care doresc la non-food, nu expiră imediat și pot să zic aici, de exemplu, 24 de zile, la food care expiră mai devreme, da, bifez că doresc să se facă și pentru articolele care se află în categoria, în clasificarea food, dar viteza de vânzare și calculul, formula din spate, da, să fie, să țină cont că pentru viteza de vânzare pentru 14 zile. Iar pentru produsele pe care nu le clasific, da, nu sunt clasificate, nu-mi doresc să am vreo propunere și atunci pentru cele neclasificate nu bifez și nu pun zile la care să se facă referire. Bun, cam acestea ar fi explicațiile setărilor pentru comenzile de aprovizionare și să revenim în aplicație și să vedem în urma planificatorului pe care noi l-am efectuat ce face aplicația mai departe. În primul rând există procesul automat. Două secunde, haideți să mergem aici. În magazin, mai devreme eram o centrală, dar eu vreau ca această comandă să fie efectuată în magazin. Bun. Și o să vedem că avem următoarele tipuri de procese automate. Generare, comenzi, aprovizionare. Da, acest proces automat de generare a comenzilor de aprovizionare, da, tot aplicația Links este responsabilă, care rulează în spate, îi spunem când dorim să se efectueze aceste comenzi de aprovizionare, da, zilnic după ora 4 dimineața, să verifice dacă există articole care ar trebui să fie propuse pentru aprovizionare și un operator responsabil. În momentul în care acest proces automat rulează, bineînțeles că în partea de jos a proceselor create, da, avem și un loc. Da? Dacă vedem bine, astăzi la ora 4 dimineața au fost generate 201 comenzi de aprovizionare. Da? Deci pentru toți furnizorii pe care eu am implicit și am creat un planificator, da, aplicația a luat fiecare articol în parte și în cazul în care a văzut că nu are un preț negociat, da, atunci mi l-a trecut în log, astfel încât eu să știu care pot fi produsele care au o problemă, astfel încât să le adaug un preț negociat sau să văd care este situația de ce, de exemplu, nu se află în comanda mea de aprovizionare acel produs, da? Deci avem și un log pe care putem, bineînțeles, să-l vedem pe o perioadă și un anumit timp și să studiem în cazul în care nu ne apare un articol, ce s-a întâmplat cu acel articol sau care este motivul pentru care nu a fost trecut pe comanda mea de aprovizionare.
scuze. Bun, după ce a rulat acest proces de generare a comenzii de aprovizionare, în practic, haideți să dăm un pic în jos asta, partea de log. Avem procesul de, automat de închidere comenzi de aprovizionare, da? Listare comenzi de aprovizionare și anulări comenzi pe aprovizionare. Păi după generare comenzi de aprovizionare, următorul pas este acela de listare. Da? Așa cum am spus, operatorul meu găsește dimineața toate propunerile. Da? Iar acest proces automat, practic, preia comenzile generate de aprovizionare generate mai devreme și cu ajutorul SmartCash prin server listează aceste comenzi la o imprimantă de documente pe care eu am setat-o în aplicația SmartCash prin server. Dar la ora 5 dimineața, da, deci dacă la 4 dimineața mi-a generat, am trecut la 5 dimineața să îmi iasă la imprimantă toate aceste propuneri. Da, după ce au rulat aceste două, aceste două procese automate, operatorul, haideți să vedem ce găsește la imprimanta de documente. Am salvat aici un astfel de OPL. Da, deci lista de propunere comandă de aprovizionare este tipărită după clasificarea pe care noi am ales-o în partea de administrare a aplicației. Iar aceasta este lista pe care o propunem. Haideți să vedem, de exemplu, așa, casa Gruia, burtă de vită fideluță. Da? Deci clar, acest articol are ca și furnizor implicit Macromex. Da? Numărul de comandă, data comenzii, iar după cum observați, în partea de sus, fiecare rând, fiecare articol, de fapt, are două rânduri. Să vedem ce înseamnă aceste două rânduri. Unitate de măsură, pachet, este o bucată, da? Prețul de vânzare este prețul de vânzare, info-articol, acesta este SKU-ul articolului, da? Sau PLU-ul, cum îl cunoaște sub forma de PLU. Bun, iar următoarele rânduri, coloane, să vedem ce înseamnă vânzări pe unitate de măsură. Și anume, avem present month, adică preview month, adică luna trecută, vânzările care au avut loc luna trecută, iar dedesubt, da? Deci luna trecută 0, cantitate vândută, iar anul trecut, luna trecută, am avut 46 de bucăți vândute. Următoarea coloană înseamnă luna curentă. Da? În luna curentă am vândut 0 bucăți, iar anul trecut, luna curentă, am vândut 53 de bucăți. Următoarea coloană înseamnă anul trecut, vânzări totale anul trecut, da? 797 de bucăți. Iar următorul rând pe această coloană înseamnă anul trecut, următoarea lună, da? Adică 9 august, septembrie anul trecut și așa mai departe. Bun. Următoarea coloană, data ultimei intrări și ultimei recepții și data ultimului retur, da? Deci cu plus este data intrării și cu minus este data ultimului retur care a avut loc pentru acest produs. Stoc disponibil actual, care este stocul. Pe comandă, în cazul în care avem o cantitate și dată livrare, în cazul în care avem o propunere, da? Viteza de vânzare pentru acoperire de stoc, cantitate minimă și rația 20 de bucăți, ziua de livrare când vine și propunerea calculată. În cazul în care, două secunde că mai avem, ok, mai avem colegi care intră, așa. Bun, în cazul în care operatorul consideră că ok, propunerea ta este zero, dar eu consider că ar trebui să mai comand
5 bucăți, da, va trece cu pixul aici 5 bucăți. În cazul în care are observații, în coloana de ultima coloană de observații va trece observațiile pentru această comandă, da? Deci practic fiecare operator care este responsabilul departamentului respectiv, da, va lua aceste propuneri de comenzi și le va edita în funcție de ceea ce găsește la raft și de propunerea pe care aplicația i-a dat-o. De exemplu, avem acum la sandwich cu muș file în cazul acesta, da, avem o propunere calculată de 3 bucăți. Din păcate, este o bază de test unde nu am informații și vânzări încât să foarte mult, încât să-mi aducă cantitate pentru toate produsele. Bineînțeles că la un articol nou creat în catalog, această comandă de aprovizionare cu siguranță va avea cantitatea zero, pentru că, neavând un istoric, nu va avea cum să calculeze o viteză de vânzare și așa mai departe. Bun, deci după ce operatorul ia aceste foi și corectează, dacă este cazul, cantitatea propusă pe comanda de aprovizionare, următorul pas este ca operatorul de la calculator, 2 secunde, care sunt în centrală, iar eu aș în magazin să mergem. Bun. Va deschide meniul de aprovizionare, da, la comenzi planificate, editare globală, comenzi deschise. În cadrul acestui tab va actualiza pentru ziua curentă, în urma task-ului rulat de generare a comenzilor vor fi afișate propunerile aceste OPL-uri. Practic este aceeași listă și în aceeași ordine, articolele sunt în aceeași ordine în care au fost listate și la imprimanta de documente. Deci după ce operatorul a corectat cantitățile respective pe hârtie, da, operatorul de la calculator va veni aici și va corecta cantitatea comandată dacă este cazul. Da? Să spunem că aici în loc de 92 îmi doresc 100. Da, aici nu îmi doresc 0, aș dori 2 bucăți și așa mai departe. Da? Deci se vor veni cu corecturi acolo unde este cazul. Haideți să vedem cantitate propusă 3 bucăți, da? Cantitate unitate este una, da? Iar cantitate minimă 3 bucăți. Deci ceea ce vreau să vă spun este în felul următor, că în funcție de cantitatea minimă pe care am trecut-o la furnizor, minim comandată, aceste propuneri se vor ajusta în plus sau în minus în funcție de cantitatea pe care a fost propusă. Dacă, de exemplu, cantitatea minim comandată este de 10 bucăți la furnizor, iar mie propunerea mea este de 4 bucăți, da? Atunci vor apărea cantitate UME furnizor 0, pentru că este sub 5. În cazul în care cantitatea este 6, atunci va pune o bucată, adică este 50% plus 1 față de cantitatea minimă. Da? Deci sunt foarte importante și aceste criterii, atribute ale produsului, da? De minim, cantitatea minimă care trebuie să o comandăm la furnizor, da? Sau baxarea produsului. Bun, cert este că după ce se corectează această comanda de aprovizionare, da, ele bineînțeles că pot fi după anumite criterii putem vizualiza OPL-ul, da, dacă vreau după furnizor, de exemplu, sau în funcție de ce, după care criteriu îmi doresc, pot să trag coloana dorită în sus și astfel voi vedea grupat toate informațiile respective, da, astfel încât să poată să-mi fie ușor să editez aceste comenzi.
Bun, în momentul în care pentru fiecare această propunere de aceste propuneri de comenzi la furnizor sunt gata, sunt editate, pot apăsa emite toate comenzile automate deschise în ziua de astăzi. Da? Apăsăm butonul și astfel vor fi emise cu cantitățile pe care eu le-am trecut, vor fi emise. Din păcate, m-am grăbit în legătură cu prețurile negociate. V-am arătat cum se adaugă manual, dar am uitat de partea de import în masa a prețurilor negociate. O să revin după ce finalizez cu comenzile de aprovizionare. Îmi cer scuze. Bun. Haideți să vedem procesul automat. Da, deci după ce am editat manual, am corectat, ca să spun, cantitățile pe care mi le-a adus operatorul, da, le-am corectat, mai avem procesul automat de închidere comenzi de aprovizionare, da, deci acest task de asemenea închide toate comenzile de aprovizionare. De ce este important acest task? Datorită faptului că pot exista situații sau operatori care sau pot exista situații în care furnizorul nu furnizează marfa la o anumită, la un anumit timp. De exemplu, am trecut în situația de față, noi am trecut ca să fie închise toate comenzile de aprovizionare care nu au fost nici recepționate. Deci au rămas pur și simplu în așteptare, dar au trecut 14 zile de când nu s-a mai întâmplat nimic cu acestea și atunci pur și simplu comenzile care au o vechime mai mare de 14 zile vor fi închise. De ce este important acest lucru? Pentru că în momentul în care propunerea cantității de aprovizionare pe un articol este calculată, se ține cont și de aceste comenzi care sunt încă în lucru. Da? Dacă eu astăzi am comandat 10 bucăți, da? Și am spus că vin mâine nu mi-au venit, că furnizorul nu le-a mai avut în depozit și așa mai departe, mâine fac iarăși o comandă de aprovizionare, iar în această comandă de mâine care va fi propusă, acest produs nu va mai fi propus ca o cantitate de aprovizionare, pentru că vede că deja este în așteptare o comandă cu 10 bucăți. Dar dacă peste 14 zile furnizorul meu nu mi-a adus această comandă, da, nu mi-a adus cele 10 bucăți, atunci cu ajutorul acestui task se închide comanda de aprovizionare și la următoarea comandă îmi este propusă cele 10 care nu au fost aduse în intervalul acestor 14 zile. De aceea este important acest proces de închidere comenzii de aprovizionare. Și mai avem și task-ul de anulare comenzii aprovizionare deschise, da? Adică în cazul în care a fost deschis prin proces generat o comandă de aprovizionare, da, pe care eu nu am venit să lucrez pe ea, nu am venit să o modific, nu am emis-o, pur și simplu a rămas deschisă. De asemenea, pentru a nu rămâne acea comandă deschisă în stand-by, ele pot fi anulate cu aceste task-uri automate. Bun, sunt întrebată dacă acest task de închidere funcționează și pentru comenzi interne, comenzi magazine în rețea. Deci sunt două feluri de comenzi de aprovizionare. Comenzile de aprovizionare pe care le știți și dumneavoastră și care au fost în trecut aprovizionare, comenzi planificate, planificator comenzi. Deci acest task nu funcționează pentru comenzile între magazine. Ele sunt strict făcute pentru comenzile de la furnizor, iar ceea ce vreau să mai adaug este faptul că în formula de calcul
a propunerii de cantitate necesară de aprovizionare. În această formulă se ține cont și de ieșirile cu avize, da? Deci nu numai de vânzările cu bon fiscal sau de vânzare cu ridicata, da? Tocmai de aceea sunt două tipuri de comenzi de aprovizionare. Este aceasta automată, care este valabilă doar pentru furnizori și ține cont de furnizorul implicit, iar cealaltă este cea de magazin, care nu mai ține cont de furnizorul implicit, nu ține cont de transferul de marfă între gestiunile proprii, ține cont doar de vânzări, iar metoda de calcul în cazul în care noi alegem un magazin să fie furnizorul meu, să zic depozitul central, că eu sunt magazin și vreau să mă aprovizionez de la depozitul central. În cazul acesta se apelează practic acele formule pe care le avem disponibile în comenzi de aprovizionare, respectiv adaugă comandă nouă, să spunem aici că este magazin, filtrează, îi spunem că este centrala noastră, îi dăm OK, da? Și la adăugarea automată articole, da? Deci în cazul magazinelor este implementată doar partea aceasta de aprovizionare cu cele trei tipuri de aprovizionare, respectiv reaprovizionare după viteza de vânzare calculată de la ultima recepție, reaprovizionare după viteza de vânzare calculată pentru ultimul interval de timp sau reaprovizionare egală cu vânzările anterioare, recompletare de stoc. Îmi cer scuze. Bun. Deci nu, task-ul de închidere nu funcționează decât pentru acele tipuri de comenzi. Să înțeleg că sunteți interesați ca acest task de închidere să funcționeze și pentru comenzi interne. Eu doar o să transmit mai departe colegilor software și să putem să vedem dacă putem face o dezvoltare și în acest sens. Dacă este, o să revin cu informații ulterioare. Bun. Am spus că după comenzi, pentru că practic această parte de comenzi de aprovizionare am spus-o mai devreme și am spus că o să revin cu informații referitoare la importul prețurilor de achiziție negociate în masă, pentru că v-am arătat doar manual și acum am realizat că nu v-am arătat și partea de import a prețurilor de achiziție negociate. Prețurile de achiziție negociate, la fel ca și prețurile planificate, pot fi introduse în masă. Da? De data asta vom merge în meniul aprovizionare, prețuri de achiziție negociate și avem butonul import prețuri de achiziție negociate. Ca și la prețurile planificate, obținem un fișier matriță pe care îl salvăm local unde ne dorim, după care dăm abandon și haideți să vedem totuși cum arată un astfel de fișier de import al prețurilor de achiziție negociate. Bun. ID-ul Marcheș este ID-ul aplicației, ID extern APP, este doar în situația în care să spunem că prețurile ne vin printr-o aplicație externă, descrierea produsului, codul de vânzare, da, barcodul, codul de vânzare al produsului sau SKU-ul, ce TVA are acest produs, unitatea de măsură de aprovizionare. Bun, aici avem supplier, unitatea de măsură la furnizor, care este unitatea de măsură la furnizor, aici care este unitatea de măsură de
aprovizionare în prețul, discountul 1, discountul 2, discountul 3, când se înceapă prețul negociat, da, data la care se înceapă prețul negociat și data la care se expire. Bineînțeles că vă puteți ajuta pentru completarea acestui tabel, da? Aveți exact câmpurile care sunt afișate și în această interfață, în aceeași ordine. Bun, la fel ca și prețurile de prețurile planificate, după ce salvăm tabelul respectiv, îl salvăm local și de asemenea mergem în meniul de aprovizionare, prețul de achiziție import, selectăm furnizorul pentru care se dorește să se facă importul de prețuri de achiziție negociate, da, după care selectăm fișierul respectiv și formatul datei, apăsăm OK și astfel sunt, sunt adăugate toate aceste prețuri, prețuri de achiziție negociate. Bun. Dacă aveți întrebări referitoare la comenzile de aprovizionare automate sau comenzi de aprovizionare în general, iar și task-urile aferente, aștept întrebările voastre sau îmi puteți scrie pe, pe chat să, să vă pot răspunde. Ok, văd că nu există nici întrebări, nici pe chat nu am primit. Alte întrebări, o să trecem la următorul, la următorul subiect, rețete și noutăți legate, legate de ele. Bun, au fost introduse două alte tipuri de rețete, deci în meniul program, nomenclatoare, așa cum bine știți, avem meniul de rețetare. Pentru dezasamblarea fixă a fost, haideți să dăm pe toate tipurile de rețete. În primul rând, pentru dezasamblarea fixă a fost introdus un proces automat, astfel încât toate, haideți să mergem să vedem. Mergem pe magazin la automatizare procese. Haideți să vedem dacă aici avem generare, închidere, listare, recalculare. Nu avem. Bun. Adaugă proces. Da, deci după cum vedeți, la procese automate avem și dezasamblare rețete automate. Ce înseamnă asta? Că în cazul în care în centrala de magazine a fost creat o rețetă de dezasamblare, aceasta poate fi și automată. Practic, de câte ori vede că există materie primă în magazinul în care suntem, dacă există materie primă, da, la ora pe care noi o setăm în acest proces automat, se creează rețetele automate, da, se creează toate produsele respective care sunt componente ale rețetei într-un mod automat, da, deci ne descarcă stocul din articolul sursă și ne încarcă stocul pentru toate produsele care sunt rezultate în urma dezasamblării, da. Bun, haideți să revenim la rețete. Am văzut aici dezasamblare și am adus aminte, stai că avem proces și de dezasamblare. Am zis să finalizez cu această... Bun, deci pe lângă dezasamblare fixă, care acum este și, și automată,
După cum vedeți, s-a modificat acest modul. În primul rând, avem un nou tab care se numește Disponibilitate rețetă, da? Dacă până acum acest modul îl vedeam doar în centrala de magazine, acum îl putem vedea și în fiecare magazin. Bineînțeles că în magazin va fi doar vizibil, nu vor putea cei magazinul, un magazin în rețea nu va putea modifica o rețetă. Dar va putea vizualiza ce rețete are disponibile și din ce sunt formate aceste rețete. Așa cum știți, în inforețea avem datele, haideți să apăsăm pe modifică rețetă. Avem datele rețetei, denumire rețetă, ce fel de rețetă este, da? Dezasamblare fixă, dezasamblare flexibilă, asamblare flexibilă, asamblare fixă, meniu, selecție interactivă și noutățile sunt și promoție și grupaj. Bun. În afară de aceste tipuri de rețete, am spus că noutatea este faptul că o rețetă poate fi disponibilă în toate magazinele din rețea sau putem selecta doar anumite magazine din rețea care să poată apela aceste rețete. De exemplu, să spunem că această dezasamblare fixă îmi doresc să aibă loc doar la un magazin unde am producție și pentru celelalte magazine să nu fie, să nu poată fi apelată pentru că nu își are practic sensul, pentru că acolo nu am o producție, da? Și atunci îmi selectez doar magazinul respectiv cu procesul automat pe care eu îl setez, să ruleze la o anumită oră, da? Îmi va dezasambla toată cantitatea din produsul sursă, așa cum v-am explicat mai devreme. Deci am introdus și această posibilitate ca rețetele să fie disponibile doar în anumite magazine din rețeaua de magazine. Bun, haideți să-i salvăm. O altă noutate este pentru aceia dintre dumneavoastră care lucrați cu back-office pe negativ, faptul că s-a introdus actualizarea, s-a introdus un cost estimat la rețetă. Adică acest cost estimat este întotdeauna calculat în funcție de prețul de achiziție negociat. Iar în baza acestui preț de achiziție negociat putem vizualiza care este costul acestei rețete, da, cost estimat, pentru că se bazează pe aceste prețuri negociate în cazul în care nu există un preț de achiziție, pentru că, da, în central avem preț de achiziție negociat, dar nu facem recepții, noi recepțiile le facem în magazin, deci un preț de achiziție noi îl avem în magazin, dar în același timp, centrala vede în baza acestui preț de achiziție negociat care ar fi costul estimat în urma asamblării, dezasamblării, da, în funcție de fiecare rețetă în parte. Bun, bineînțeles că dacă se schimbă costul de achiziție negociat, da, și actualizarea costului estimat în rețea trebuie efectuată ca să se actualizeze costul. Putem pe fiecare rețetă în parte să apăsăm sau rețeta care ne interesează să apăsăm cost estimat în rețea sau putem da actualizare cost estimat pentru toate rețetele în partea din stânga de jos și astfel, da, mi se actualizează costurile estimate pentru toate rețetele. Haideți să mergem pe toate rețetele, filtrează rețete și să vedem în legătură cu promoțiile. Această nou tip de rețetă poate fi, este de fapt a fost creat în cazul în care noi dorim să în cazul în care dorim ca pe eticheta noastră de raft să scrie cât este prețul de promoție pentru un bac sau diferite promoții.
dar poate să ajute, bineînțeles, și la vânzarea articolelor per box, da? Să spunem că la inforețetă la fel este și grupajul și tipul de rețetă grupaj, da? În cazul în care creăm un articol cu cod de bare per box, da? Cum avem, de exemplu, aici, star popcorn, da? Sunt 15 bucăți, are 80 de grame box, da? Bun. Deci acesta este practic box-ul și în spate, la conținut rețetă, am adăugat popcornul bucată, da, codul de bare al bucății și am spus că este format din 15 bucăți. În acest mod, dacă la POS, la Smart Cash and Smart Cash POS, se scanează codul de bare aflat pe box, după Z și după descărcarea de gestiune, da, la descărcarea de gestiune va avea loc această transformare după această rețetă de tip promoție. Practic, ni se vor scădea în loc de un box, ni se vor scădea din stoc cantitatea de 15 bucăți. Pe același principiu funcționează și rețeta de tip grupaj. Diferența care este că la o rețetă de tip grupaj la o rețetă de tip grupaj este creat articolul în catalogul de produse, box-ul, articolul care are cod de bare cel aflat de pe box, se creează ca fiind un articol de tip serviciu, da? Și astfel încât în momentul în care noi scanăm la POS codul aflat pe box, pe bon ni se vor pune direct conținutul rețetei din grupaj. Adică în cazul rețetei de tip grupaj, când scanez acest cod, pe bon îmi apar 15 bucăți din acest cod. Cam aceasta ar fi diferența între cele două tipuri de rețete. Dacă aveți întrebări sau doriți să explic mai mult pe partea de rețete, dacă nu, aș dori să trecem la următorul punct și anume corecții de stoc și inventarii pe locații de numărare. Aștept întrebările dumneavoastră sau dacă doriți să interveniți, vă rog. Ok, văd că nu sunt întrebări. Doamna Adriana, bună ziua! Se poate folosi și la promoție pentru un articol generic? Articolul generic, în principiu, nu se va putea vinde. Adică, ca și principiu, articolul generic există, el nu va putea fi scanat la POS, întotdeauna vor fi varianții lui, pentru că nu și are sensul să folosim un articol generic la vânzare. Aici vă referiți la articol generic și la varianți, da? Deocamdată partea de rețete este doar pentru articole standard. Îmi pare rău că nu aveți sonor, da, aștept să-mi scrieți microfon. Ok, aștept alte întrebări, dacă mai aveți, dacă nu o să trecem mai departe. Uh,
Sunt întrebată dacă se va lua în calcul revenirea la posibilitatea de a face mai multe rețete la același produs. Rețetă la rețetă la rețetă se poate, dar rețetă la același produs nu știu cum ar putea să se facă când aș ști aplicația că eu o pâine obțin acum din 500 de grame de făină sau din 1 kg de făină în funcție de ce. În cazul în care aveți astfel de, să spunem, wish list-uri, pentru că în situația de, la întrebarea aceasta, de într-adevăr este un wish list, dacă trimiteți un e-mail, cu siguranță vom trimite mai departe către colegii de la software și veți primi și un răspuns. Dar rețetă în rețetă în rețetă la rețetă, da, asta este posibil și se poate. Dar un articol să aibă mai multe rețete, adică să fie el ca și produs final și să aibă mai multe rețete, nu văd cum ar putea, mai ales dacă ar fi totul automat și deja nu s-ar mai ști care din rețete să o apeleze automat. Bun, haideți să trecem mai departe la partea de corecții de stoc. De-a lungul timpului, foarte mulți dintre dumneavoastră ne întrebați cum am putea un bon de consum, de exemplu, să-l punem că este pentru consumul din magazin sau pentru că am avut un protocol sau diverse motive de ieșire a acestei mărfi din gestiuni. Pentru a fi mai ușor de gestionat aceste bunuri de consum și nu numai, au fost introduse corecțiile de stoc, care sunt foarte, sunt foarte utile. În primul rând, pentru cei care încă nu știți, în program, în nomenclatoare, haideți să mergem la centrala de magazine, pentru că acolo putem seta tipurile de documente, da? În nomenclatoare, la tipuri de documente, tipuri de operații, pardon, la tipuri de operații, da, în centrala de magazine putem crea în baza operațiilor care sunt efectuate în aplicația Smart Cash Shop diferite tipuri personalizate, da, de exemplu la o corecție de stoc. Corecția de stoc în cazul acesta este un tipul de document predefinit, dar eu pot crea mai multe tipuri de corecții de stoc, așa cum vedeți în jos, da? Care să fie corecție de stoc pentru produsele expirate și deteriorate. Sau să creez un alt document care să fie o corecție de stoc făcute, mă rog, corecție în urma unor corecții de platformă. O corecție de stoc care să fie pentru furturi sau corecție pentru gestiune marfă sau consum intern administrativ și așa mai departe. Da? Deci pentru fiecare tip de document care poate fi emis în aplicația Smart Cash Shop, putem crea nenumărate astfel de documente care în schimb să aibă și un tip sau un motiv de operație. Bun. Ele, în general, nu au un document de referință, adică să pot să fac referință la un document. Sunt doar două astfel de documente care pot avea referință și anume inventar și recepție. Da? De exemplu, la o recepție, dacă eu am făcut o recepție eronată, da, pot crea o corecție de stoc care, în schimb, să aibă ca și document de referință inventarul sau recepția, în cazul meu, recepția de furnizor. Astfel încât atunci când deschid această corecție de marfă, să-mi aleg și numărul recepției la care fac această corecție sau inventar. Dacă am deschis un inventar, l-am închis și constat după aceea că stai că am mai găsit două bucăți, da? Să pot să deschid o astfel de corecție care să fie aferentă inventarului cu referire la document de referință la care pot să trec acel număr de inventar pe care l-am închis și mai trebuia să trec două bucăți. Da, deci cu ajutorul acestui nomenclator de tipuri de operații pot crea tipuri personalizate de operații.
Haideți să vedem cum arată în cazul corecțiilor astfel de documente. Corecțiile se creează practic în doi pași. Dacă apăsăm butonul adaugă corecție, operatorul responsabil, da, este cel care deschide corecția, va trebui să-și aleagă tipul de corecție care au fost adăugate, bineînțeles, în partea de nomenclator, da, să-și aleagă tipul de operație care și-l dorește. O corecție, să spunem, corecție la, nu știu, haideți să mergem totuși într-un magazin, care sunt în centrală. Bun, expirat, deteriorat, gestiune, corecție la inventar, corecție la recepție, da, și aici dacă îi dau 1-1, pentru că eu caut nirul cu numărul 11 sau toate nirurile care au un conținut cifra 11 și apăs căutare, el practic se uită în toate recepțiile care au fost închise, astfel încât să pot să îmi selectez nirul respectiv. După apăsarea butonului OK, îmi adaug produsele. Toată această operație de deschidere a corecției, de selectare a tipului de corecție, da, poate fi efectuată și din terminalul mobil. Aici ne putem alege, bineînțeles, produsele, să spun că am două bucăți în plus pe recepție și minus două bucăți din alt produs. Hai să-mi aleg alt produs. Da, minus două bucăți. Deci, practic, pe această corecție, cu referință la recepția cu numărul 11, da, am adăugat două bucăți și am scăzut două bucăți din gestiune. În momentul în care am adăugat toate produsele pe această corecție, nu am decât să emit corecția. Îi dau OK, dar asta nu înseamnă că odată emisă corecția se și încarcă, respectiv descarcă gestiunea mea. Și acest lucru de ce este făcut? Este făcut în doi pași, tocmai ca eventual cu terminalul mobil sau operatorul din magazin de la raft să poată să facă corecția, dar să nu o poată închide până când un supervisor nu vine și verifică că datele introduse de lucrătorul comercial sunt introduse corect. Tocmai de aceea am mers pe starea comenzii emise, să văd toate corecțiile emise care sunt în momentul de față, iar eu ca și supervisor să iau decizia dacă închide această corecție. Da? Este OK, apăs închide și abia acum stocul meu se va încărca cu cele două bucăți și se va descărca cu cele minus două bucăți pe care le-am introdus pe corecția mea. Corecțiile de stoc pot fi listate. Haideți să o vizualizăm pe cea care, pe care tocmai am închis-o, îi dăm OK. Să mărim un pic raportul. Da? Și după cum vedeți, cantitatea intrare avem pe al doilea produs și cantitatea ieșire pe primul produs cu minus două bucăți. Așa arată procesul meu verbal de corecție de stoc. Bineînțeles, cum v-ați obișnuit, în fiecare parte de listare aveți mai multe opțiuni pe care să le citiți și în funcție de cum doriți să se tipărească aceste procese verbale bifați și așa vor fi listate. Bun, haideți să trecem și la partea de inventariere și locațiile de numărare. Am trecut pe partea de inventar, aveam doar opțiunea de deschidere inventar cu blocare de vânzare. Ulterior am dezvoltat partea de inventariere și au fost create și tipurile de inventare în baza locațiilor de numărare, respectiv deschide inventar pe locații de numărare și deschide inventar pe locații de numărare și categorii. Partea de inventar de blocare de vânzare, așa cum știți, trebuia să nu avem operații în lucru, trebuia ca toate posturile să fie închise, descărcate, da, se număra marfa și după aceea se dădea drumul la vânzare. Sau mai era opțiunea în care deschideam un astfel de inventar doar pentru o anumită categorie de marfă,
da, să zic doar pentru țigări, dar de asemenea la momentul deschiderii inventarului eu trebuia să am toate posturile închise, toate operațiile închise pentru a-mi permite să deschid un astfel de inventar. Deschideam pe categoria de țigări, inventar, după care dădeam drumul la posturi și în cazul în care venea vreun client cu vreun pachet de țigări, era anunțat că nu se poate vinde acel produs deoarece se află sub inventar. Bun. Odată cu această dezvoltare de deschidere inventar pe locații de numărare, se poate deschide și inventaria marfa în timpul vânzării. Pentru că ce face această operație? În momentul în care deschid inventarul, face practic o poză a stocului. Pur și simplu ia informația așa cum este în momentul respectiv. Da? Iar pe acest inventar, pe măsura numărării, tot ce se numără se adaugă în locații de numărare. Ulterior, după ce am să vă și arăt, următor după ce am introdus pe fiecare locație de numărare cantitatea găsită, atâta timp cât după ce am numărat, am izolat toată partea aceea numărată astfel încât să nu vină un client și să-mi ia din marfa pe care am numărat-o, ușor, ușor se termină tot magazinul, iar când am ajuns la sfârșit, abia atunci se închid vânzările, se închid posturile, da, și se închide inventarul. Deci aceste două tipuri de inventar ne dă posibilitatea să facem inventarul în timpul vânzării cu condiția de izolare a zonelor pe care le-am numărat astfel încât să nu fie alterate, da, inventarierea. Bun, haideți să intru totuși într-o bază mai micuță și să vedem locații de numărare. Bun, în primul rând va trebui să adăugăm locații. Locațiile pot fi adăugate și de pe terminalul mobil. O locație poate fi de tip permanentă sau provizorie. Provizorie, să spunem că avem doar o descriere, să zic, cu paletul cola sau cum doriți, în funcție de situație, da, și este o locație provizorie care ulterior se va șterge. Vedeți că odată cu crearea acestei locații a fost alocată și un cod de bare care poate fi scanat cu ajutorul terminalului mobil, da, sau putem crea o locație permanentă la care să-i dăm codificare exactă de pe harta magazinului, astfel încât să știm pe ce raft, pe care culoar și în care zonă este situat, da? Deci un fel de mini warehouse. La fel se va atribui un cod de bar, iar la descriere să scriem depozit 1, de exemplu. Îi dăm OK. Da, deci aceste operații pe care eu vi le arăt acum din aplicația Smart Cash Shop pot fi efectuate și cu ajutorul terminalului mobil. Bun, în momentul în care am creat locațiile, atunci ne putem apuca să introducem și produsele. Cu scannerul este, cu terminalul mobil este mult mai ușor să adaugi toate aceste informații. Da, haideți să selectăm produsul acesta. Mi spunem că am găsit, de exemplu, 120 de bucăți, da, și tot așa continuăm până când adăugăm, practic, produsele numărate. Bun, în momentul în care au fost adăugate toate produsele pe locația respectivă, da, vedem că statusul, starea fiecărei locații este semnalizată, da, numărare începută, numărare neîncepută și veți observa că de fiecare dată starea acestei locații este actualizată la astfel încât toți care participă la inventariere să cunoască locațiile și stadiul inventarului la momentul respectiv, da? Putem să listăm această locație cu informațiile care sunt în funcție de
clasificarea, da? Articolelor pe lista de numărare se poate face după și să selectăm clasificarea după care să fie efectuată. Putem folosi cititorul de coduri de bare pentru localizarea articolelor pe o locație, că vă dați seama că la un moment dat, în funcție de mărimea magazinului, pot fi foarte multe, foarte multe articole. Da, și mai avem opțiuni de editează cantitatea numărată deja după localizare sau adaugă incremental cu câte o bucată la fiecare, la fiecare scanare. Deci avem o serie de opțiuni pe care le putem, le putem utiliza. Orice locație pe care am adăugat cantitate, condiția ca ea să poată să fie adăugată în, în inventar, da, este aceea de a emite lista, lista curentă. Odată emisă lista curentă, vedeți că se schimbă și statusul acestei, acestei comenzi. Abia acum ea poate fi introdusă pe, pe inventar. Hai să adăugăm câteva produse și la locația provizorie. Bun, și să vedem în primul rând că dacă deschidem inventar, inventare pe locații și numărare categorii. Care este diferența între cele două, între cele două inventare? În cazul în care deschidem inventar pe locații de numărare și în cadrul locațiilor mele nu am adăugat toate produsele din categoriile selectate, să spunem că am panificație și la panificație, în departament sau în clasificarea panificație, am și chifle, am și pâine, am mai multe sortimente. Da? În cazul în care eu nu am introdus un articol în în locația mea de numărare, să zic că nu am adăugat chiflele, atunci acele chifle nu va, vor apărea ca și cum ar fi trebuit să fie inventariate, nu vor apărea în inventar, da? Pe când deschide inventar pe locații de numărare și categorii, în cadrul acestui inventar îmi va aduce inclusiv chiflele, indiferent că eu le-am introdus în locația de numărare sau nu. Aceasta e diferența între, între cele două. Deci dacă dau deschide inventar pe locații și categorii și mi-aleg o anumită categorie, ia să vedem, categorie marfă, bineînțeles că ulterior va lua următorul criteriu de categorie marfă și aici îmi va propune toate subcriteriile acestei clasificări. O să-i dau de selectează tot și o să selectăm câteva criterii. Înainte, în momentul de față face poza stocului, ne spune că a generat documentul de inventar și ne aduce stocul scriptic în cadrul inventarului, da? După cum vedeți, față de inventarul anterior cu blocare de vânzare, eu nu am aici posibilitatea să adaug cantitate fizică, da? Deci dau dublu click pe produs și nu se întâmplă nimic, pentru că el, eu nu-i pot modifica cantitatea fizică pe care am găsit-o, iar pur și simplu și această cantitate adaug în locația de numărare, adică ceea ce am făcut mai devreme. După cum vedeți, singura locație de numărare pe care a adus-o în cadrul inventarului a fost cea permanentă și asta pentru că ea a fost singura pe care am și emis-o. Hai să uităm în ferestre aliniere orizontală. Bun, să închidem catalogul, să închidem procese automate și catalog și dispecerat. Bun. E, și în partea de jos avem în momentul de față listele, da? Haideți să emiți și lista curentă, sunteți siguri că doriți, da? Astfel încât acum la inventare, dacă îi spun iarăși adaugă locații numărare, vedeți că după ce am emis și locația provizorie a apărut și ea în cadrul inventarului, da? Bun, dacă apăs că îmi doresc ca ambele să fie introduse, le-am selectat și îi dau import. Două secunde, selecție multiplă, import locație de numărare. Bun,
Bineînțeles că eu când am adăugat pe locația de numărare, nu m-am uitat din ce categorii fac acele produse parte. Inventarul le-am deschis doar pentru anumite produse, dar doar pentru categoria de accesorii, cardigan și așa mai departe, și aplicația îmi și îmi spune că următoarele articole nu se află pe inventar. Apăsând de ochii, se va deschide un fișier cu probleme întâmpinate. Da? Iar aici îmi sunt aduse acele produse care nu au fost adăugate pe inventar. În situația de față, bineînțeles că eu pot să hotărăsc să șterg inventarul și să îl deschid și pentru aceste produse sau să modific, să nu mai import această, dacă nu este cazul, această listă de inventariere și să o las pentru un următor inventar. Deci în funcție de situații, ceea ce este cert că eu în cadrul acestui inventar sunt anunțată clar. Vezi că ai aceste articole care nu ai deschis inventar, dar tu le ai în locația de numărare, da, sau în cazul în care hotărăsc să modific o listă, să văd că există diferențe mari între ceea ce mi-a importat și ceea ce listele de numărare, da, sunt diferențe mari, eu pot să șterg lista respectivă și să o reimport. Bineînțeles că și la inventarele trecute avem listă diferențe pe articole, listă diferențe pe categorii și cu diferențe de, mă rog, din inventarul curent sau să listez doar din categoria selectată curent. Dacă ștergem inventarul, sunteți siguri? Da, bineînțeles că suntem obligați să ne autentificăm. Iar în momentul de față observați că aceste două liste de numerare mi-au revenit cu produsele așa cum au fost numărate. În cazul în care închideam inventarul, aceste liste de numărare erau golite. Rămânea cea permanentă, da, dar goală, nu avea produse de numărate și cea provizorie era ștearsă cu totul. Deci după ce am numărat tot, după ce am izolat ceea ce am numărat ca să mă asigur că nu este cantitatea numărată alterată, în momentul în care mai am doar partea de la casă sau, mă rog, hotărăsc că pot închide inventarul, abia atunci se face Z-ul, descărcarea de stoc cu post, se fac închiderea tuturor operațiilor și abia apoi se închide inventarul. Bun, cam atât pentru ziua de astăzi. Rugămintea mea de asemenea este să-mi spuneți dacă aveți întrebări sau dacă aveți situații pe care doriți să le discutăm acum. Ne vă aștept cu întrebări. Ceea ce nu v-am arătat, dar cu siguranță știți că noi, aplicația noastră, pe parte de rapoarte, este dezvoltată și de fiecare dată, cu fiecare modul nou venim cu noi rapoarte, dar în situații detaliate avem prețurile negociate, care le putem lista pe departamente, clase, pe furnizor. Bineînțeles că și în partea de catalog, de listare catalog, se pot lista diferite diferite prețurile de achiziție negociate sau prețurile planificate. Da, deci avem listare, categorie, dar doar articole din categoria curent selectată sau din diferite categorie, listare prețuri de achiziție negociate pentru fiecare articol sau listare de prețuri de vânzare planificate pentru fiecare articol. Da, deci se pot, așa cum știi, cum știți, exporta în Excel sau utiliza acel format personalizat de
export, da, în care ne putem alege oricare din formatele disponibile sau chiar să ne selectăm doar anumite coloane din exportul respectiv, astfel încât să nu avem un tabel foarte stufos atât timp cât ne avem nevoie doar de anumite informații. Practic aici dăm deselectează tot și selectăm doar coloanele de interes, apăsăm înainte, după care selectăm locația în care să fie salvate aceste informații. Bun, se pare că nu avem întrebări. În cazul acesta, vă mulțumesc tuturor că ați participat la ediția de astăzi a Școlii de Vară. Sper că n-am sărit de la una la alta, așa, și că sper să nu fi vorbit foarte rapid. Oricum, pentru oricare dintre dumneavoastră, dacă aveți nevoie de un training sau doriți să exemplificăm sau să intrăm în amănunt în anumite operații, vă așteptăm cu drag, vă rog să trimiteți e-mail pe analiza@aronmagister.ro sau la colegii mei de la sales@aronmagister.ro și putem planifica oricând un training în care să vorbim direct pe exact pe situația care vă interesează, să facem diverse exemple și diverse operații. Vă mulțumesc mult de tot că a stat cu mine 3 ore și să ne vedem cu bine, sănătoși și să ne auzim cu bine. Mult spor la toată lumea și mult succes! Numai bine! Domnul Sandu Kiș, mă întrebați dacă în cazul unei modificări majore de prețuri din partea unui furnizor, dacă se pot aplica utilizând prețurile planificate. Deci, furnizorul ne spune care este prețul de achiziție negociat. Navastră, mă întrebați dacă se pot aplica utilizând prețurile planificate. Prețurile planificate sunt cele de vânzare și să rămână valabil începând cu data de. Deci atât prețurile planificate cât și prețurile negociate au dată de început și dată de expirare. Ambele pot fi importate în masă. Acum nu prea înțeleg întrebarea. Dacă mi se modifică prețul de achiziție negociată, mi se modifice automat și prețul de planificat de vânzare, asta nu se poate, dacă cumva era aceasta întrebarea. Deci ele se importă în masă și dumneavoastră hotărâți dacă prețul planificat se mai încadrează în marja pe care o doriți din prețul de achiziție negociat și atunci veniți cu un import de articole de prețuri. Sper că am fost destul de explicită. Dacă nu, aștept să mă sunați și să lămurim întrebările acestea în cazul în care nu... Vă mulțumesc și eu. Numai bine. O zi frumoasă să aveți.